un nou clip aici la mine pe canal, vă spuneam într-unul din clipurile mele trecute că am câteva produse în wishlist, produse pe care mi-aș dori să mi le cumpăr la un moment dat și vă întrebam acolo dacă voi credeți că ar fi o idee bună să fac un clip în care să vă povestesc, să vă arăt produsele pe care eu mi-aș dori să mi le cumpăr. Așa că despre asta va fi clipul meu de astăzi. Eu am aici telefonul pentru că am un folder făcut aici cu câteva print screen-uri unde am produsele. Așa că înainte de a începe să vă arăt despre ce este vorba, dacă sunteți aici pentru prima dată, eu sunt Alexandra, acesta este canalul meu de beauty. Iar dacă rezonați cu ceea ce se întâmplă aici, dacă vă plac clipurile mele, eu vă invit cu mai drag să vă abonați, să dați click și pe clopoțel pentru a fi notificați de fiecare dată atunci când eu postez un clip nou. Așa că acum, haideți să trecem la produse. Primul produs pe care eu îmi doresc să mi-l cumpăr ar fi acest fond de ten cu protecție solară 50 de la Maybelline New York, Dream Urban Cover, un fond de ten cu acoperire maximă, spun eu aici, full coverage, cu protecție solară SPF 50 și care am văzut că e destul de popular acum în ultima vreme aici pe YouTube. Am văzut că multe fete și l-au cumpărat, l-au testat și aș dori să fac și eu același lucru, plus că mă încântă ideea unui produs cu protecție solară. Bineînțeles că nu mă voi lăsa doar în baza protecției solare aflată într-un fond de ten și voi folosi și o cremă în prealabil cu protecție solară, însă mi se pare o idee foarte, foarte inovativă aceasta cu un fond de ten cu un SPF atât de mare. Acum nu știu, rămâne de văzut dacă mi-l voi cumpăra și cum se va comporta pe tenul meu. Următorul produs ar fi un beauty balm, BB cream de la Dr. Jart. Pe acesta l-am văzut la Emily Noel, pentru că știți că eu urmăresc cu mare drag pe Emily și am văzut că ea își dorește să își cumpere acest produs. Na, ce să zic, este un produs destul de costisitor, acum nu știu neapărat dacă îl voi încerca pe acesta, însă eu știu, l-am acolo în wishlist pentru orice eventualitate, ca și alternativă la un produs care e calitativ. Ar mai fi această loțiune, ulei în loțiune de la Nivea, cu nucă de cocos și ulei de monoi. Acest produs l-am văzut la Simona Bujor, pe care o salut cu mare drag și vă invit și pe voi pe canalul ei. Am văzut în clipul ei de Empties că avea această loțiune, încă l-am văzut chiar și într-un clip de Favorite și m-a făcut foarte curioasă și aș vrea și eu să încerc această loțiune. Am căutat-o preci prin magazine, nu am văzut-o încă, ar trebui să ajung probabil într-un magazin mai mare, într-un centru comercial. Am căutat produsul... e un punct. Mi s-a părut că am ceva pe aici, dar e fix un punct care se află așa pe ecranul de la cameră. Am căutat acest produs și pe Notino, însă acolo varianta aceasta este sold out. Așa că mai aveau doar varianta cu flori de cireș și ulei de jojoba, ceva de genul ăsta, dar nu aș spune nici acelei variante, pentru că la urma urmei este aceeași chestie, doar că diferă aroma. Chiar dacă să zicem că aș fi preferat poate mai mult aroma de cocos, pentru că îmi place foarte mult, dar vedem, rămâne de văzut. În momentul în care mă hotărăsc să dau comanda la Notino, să vedem ce vor avea ei atunci pe stoc. Ar mai fi aici o cremă cu protecție solară de la Bioderma, Photoderm Max Aqua Fluid cu protecție 50 și este o cremă care are și pigment în ea, deci un fel de tinted moisturizer, ceva de genul ăsta. El spune că este un fluid pentru tonifierea tenului. Eu am văzut inițial acest produs la Cristina Cioabă, pe care o salut și pe ea cu mare drag. Vă las link-ul ei în bara de descriere, dacă nu o știți, dar pur pariu că majoritatea dintre voi o știți. Eu urmăresc cu mare drag și pe Cristina și pe mama ei, Ioana Moldovanu. Și am văzut că ea și-a comandat acest produs de pe Notino și mai văzusem pe undeva tot așa, pe un blog. Mai știsem despre această loțiune și parcă într-un fel îmi făcea cu ochiul, ca să zic așa, și să mi-o cumpăr. Însă,
Pe o parte zic eu că mai bine am făcut că nu mi-am cumpărat-o sau încă nu mi-am cumpărat-o, pentru că a mai revenit Cristina cu încă un clip în care vorbea despre produsele pe care regretă că le-a cumpărat. Și în acel clip vorbea și despre această loțiune pentru ten și spunea că ei nu îi place deoarece îi lucește tenul foarte tare și este mult prea fluidă și m-a făcut oarecum să pun câteva semne de întrebare și să mă mai gândesc dacă să-mi cumpăr sau nu acest produs, pentru că sincer nu aș vrea să dau banii, nu este un produs foarte ieftin. Și n-aș vrea să dau banii pe un produs care mai apoi să nu-mi placă. Tocmai de aceea eu prefer să mă uit aici pe YouTube la fete care fac clipuri de genul ăsta, de review-uri de produse sau în clipurile de preferate, în clipurile de empties, pentru că reușesc să-mi fac și eu o părere despre anumite produse prin prisma lor, adică văd care a fost experiența lor cu aceste produse și să mă facă pe mine să mă gândesc poate de 10 ori înainte de a da sau nu banii pe un produs anume. Așa că la produsul ăsta rămâne așa totul cu semn mare de întrebare. Eu vă spuneam că folosesc o cremă cu produse de la Biotherm, care îmi place foarte mult, împlinește foarte bine, e chiar pe terminate, e un produs pe care mi-l-am cumpărat anul trecut și a făcut parte chiar din primul haul slash unboxing de pe canalul meu. Și parcă zic eu că dacă totul merge bine cu acea cremă, ar fi bine să merg în continuare pe aceeași variantă, zic eu. Dar haideți să trecem la următorul produs și este vorba despre acest Ink Crayon Lipstick de la Maybelline New York, care face parte din gama Superstay. L-am văzut și pe acesta destul de des pe YouTube, pe Instagram, am auzit fete care spuneau că vor să și-l cumpere și am auzit chiar și pe Sabina Rusescu și chiar zicea că și-a mai dat încă o comandă la Notino pentru că au săptămâna asta livrarea gratuită și chiar sunt curioasă dacă și l-a cumpărat. Sabina, abia aștept să-ți văd clipul tău de unboxing cu produse de la Notino. Nu am idee când voi posta eu acest clip și când vei posta tu unboxing-ul, dar să știi că eu voi fi cu siguranță acolo să văd dacă ți-ai cumpărat acest Ink Crayon Lipstick de la Maybelline New York. Ar mai fi aici în continuare tot un produs pe care l-am văzut la Emily Noel și este vorba de Ultimate Brow Highlighter Highlight of My Life de la Wet n Wild. Din câte am înțeles, acesta este un creion, bine, denumirea lui spune că este un creion pentru iluminarea arcadei, dar poate fi folosit cu mare succes și aplicat pe linia, pe conjunctivă, pentru că rezistă bine și iluminează ochiul foarte frumos. El nu este într-o nuanță de alb, pentru că de obicei am văzut că se folosește alb, dar nu a, albul aplicat pe conjunctivă nu are un aspect tocmai natural. Nu că ar avea un aspect prea natural și acest creion, dar e mai bine decât un creion alb. Dar voi vedea dacă îl voi găsi și pe acesta. După cum vedeți și aici în poză, mă rog, am să vă inserez și poza asta și încă o poză așa doar individuală cu produsul. Eu l-am găsit pe site-ul de la Lux Plus la prețul de 27,95 de corane. Însă ca să cumperi de pe acest site trebuie să faceți un abonament lunar de 89 de corane. Așa că, da, eventual voi vedea, poate îl găsesc pe alt site. Cei de la Notino, de exemplu, nu au produs la Wet n Wild. Așa, ar mai fi aici un gel de duș Mystic Night pe care l-am văzut la Manuela Nedelea, care și are un canal de YouTube și mie îmi plac foarte mult clipurile ei, așa că vă invit și pe voi acolo cu mare drag pe canalul ei să vă abonați, să-i vedeți clipurile și să o susțineți. Vă las link în bara de descrieri. Și Manuela a făcut un clip de empties în care am văzut acest gel de duș de la Balea. Bineînțeles, eu n-am de unde să pun mâna pe produse Balea aici în Danemarca, pentru că ele nu se vând nici într-un magazin, cel puțin din câte știu eu. Nu avem magazine de men în Danemarca, ceea ce e foarte trist, chiar aș fi vrut să avem un magazin de men, dar asta este. Probabil, cel mai sigur, voi ajunge să-mi cumpăr ceva produse dintr-un magazin de me, dacă voi apela din nou la prietena mea sau vom face noi, cine știe, în vara asta o excursie până în Germania. Dar vedem. Însă ea spunea că miroase atât de bine acest gel de duș și m-a făcut și pe mine să mi-l pun în lista mea de dorințe. Și mai am în continuare tot un produs de la Balea, o cremă de mâini cu acid hialuronic, iar de data asta acest produs l-am văzut la
Larisa Irimia. La fel, vă invit pe canalul ei, cu mare drag să îi vedeți clipurile, se descurcă și ea foarte bine și îmi place foarte mult să o urmăresc. Așa că mi-am pus și eu această cremă de mâini, nu că nu aș avea eu destule creme de mâini, dar zic eu că niciodată nu ai îndeajuns și m-a făcut curioasă pentru că spunea că e o cremă foarte bună, care hidratează bine, intră bine în piele și faptul că ea conține acid hialuronic pe mine așa îmi face cu ochiul și chiar mi-aș dori să mi-o cumpăr. Ar mai fi în continuare, că tot vă povesteam înainte de Cristina Ceabă și de mama ei, Ioana Moldovanu. Ei bine, la doamna Ioana am văzut acest parfum, Cabotin de Grey, probabil așa se citește, nu mă prea pricep la franceză și nu mi-a plăcut niciodată limba franceză, dar plac parfumurile franțuzești, culmea, nu? Așa, iar ea vorbea despre acest parfum, că ar fi unul foarte fresh, foarte verde, foarte potrivit pentru perioada de primăvară-vară și am zis că să mi-l pun și eu pe listă. Prețul nu este unul foarte mare, cum vedeți aici eu am pozat de pe site-ul din România, iar în momentul în care eu am făcut acest screenshot, la un recipient de 100 ml costa doar 53 de lei, deci nu este foarte mult. În schimb, Ioana spunea că acest parfum este foarte, foarte drăguț și nu ar fi rău să-l încerc și eu. Mai avem în continuare aici paleta de la Makeup Revolution făcută în colaborare cu Sofix și pe aceasta am văzut-o eu de multe ori și pe YouTube, pe Instagram, am văzut-o chiar și în magazin, dar nu știu, parcă nu m-a făcut neapărat să întind mâna spre ea și să o cumpăr, însă persoana la care am văzut-o și, nu știu, parcă atunci așa mi s-a aprins un beculeț și am zis că ia să-mi pun și eu paleta asta pe lista de dorințe, că parcă e prea frumoasă, așa, nu știu, și zic eu, în ultima perioadă am făcut așa o pasiune pentru paletele de make-up, da. Iar persoana care am văzut această paletă, ca să ne întoarcem la subiect, este Alexandra Iacob. Ea are această paletă și mi-a plăcut mult, a făcut câteva machiaje cu ea și, nu știu, îmi place. Alexandra m-a mai făcut să mă îndrăgostesc de această paletă, așa că mi-am pus-o în wishlist. În continuare, mai am aici un produs de la St. Moritz și este un produs pentru autobronzare, o spumă, de fapt, în varianta medium, dar zice aici, fără să faci prea mult mizerie, rezultate rapide și oferă un finish fără pete, ceva genul ăsta și cu vitamina E. Eu am început să fiu fană produse de autobronzare, așa că va fi un produs pe care zic eu că aș vrea să mi-l cumpăr la un moment dat, măcar să-l încerc. Iar următorul este tot un produs pentru autobronzare, este un lapte de corp autobronzant de la Jaya, pe care l-am pus așa în lista mea pentru că l-am văzut, am auzit că e recomandat, după care am auzit experiența Simona Bujor și spunea că și ea are această loțiune, doar că nu a văzut niciun rezultat pe piele, în afară de un miros foarte plăcut și o hidratare foarte bună a pielii. Nu știu, sunt în dubii, rămâne de văzut dacă o să mi-o cumpăr. Nu este foarte scumpă, la urmă ori o pot folosi doar pe post de loțiune de corp, dar cum deja mai am câteva loțiuni de corp pe care vreau să le termin, parcă nu ar vrea să mi-o cumpăr chiar acum. Rămâne de văzut, este timp. Așa, bineînțeles încă o dată Emily Noel, care recomandă aici o cremă de la L'Oreal Age Perfect Hydra Nutrition, o cremă pe care ea o compară cu tot așa un primer, o cremă de asta care se aplică înaintea machiajului de la Tatcha, sper că am ținut bine minte. Și spunea că se apropie foarte bine ca și textură, ca și efect pe piele, ceea ce m-a făcut foarte curioasă, bineînțeles, iar ea a lăudat destul de mult și de bine această cremă, dar nu cred că e pe motiv că ar fi sponsorizată sau așa. Mie asta mi-a plăcut întotdeauna la Emily Noel, că ea a fost foarte clară de la început și foarte sinceră, adică nu s-a lăsat influențată de faptul că i-au fost sau nu trimise anumite produse ca să le încerce și ea să le facă reclamă doar așa pentru că le-a primit gratis. Nu. Ea tot timpul a spus dacă produsul a fost bun, ea a spus că a fost bun, dacă nu a fost bun sau nu, cel puțin dacă ei nu i s-a potrivit, a spus-o clar și tare. Așa că am avut și am în continuare încredere în alegerile pe care le văd la ea și în recomandările ei.
Hai să trecem și la următoarele produse. Eu între timp am rămas fără memorie pe cardul de la camera, a trebuit să opresc filmarea, să descarc trei filmulețe de acolo și să continui. Am să iau și o gură de ceai. Așa. Haide să vedem. Am văzut pe Instagram această gamă de la Essence, Bloom Baby Bloom. Încă nu am văzut-o la noi aici în magazine, cei drept nici nu a mai fost în magazinul Bilka, unde găsesc eu standul de la Essence. Nu am mai fost, ultima dată am fost înainte să înceapă toată pandemia, carantina și așa mai departe și nici nu cred că am să ajung prea curând, pentru că atât timp cât îmi găsesc așa cât de cât ce-mi trebuie mie la magazine de aici în oraș și mai pot apela și la variantele de cumpărat online, zic eu că nu are rost să bat drumul până acolo. Așa că mă tentează gama aceasta, din păcate nu am văzut-o nici măcar pe Notino, dar cine știe, e posibil chiar să nu apară deloc aici în Danemarca, ceea ce îmi pare foarte rău, mi-ar fi plăcut să testez. Așa, în continuare avem palete de la Juvia. Acum, ceea ce vă arăt eu aici în poze este doar așa ca și titlul informativ. Însă sunt multe din paletele lor care îmi plac, dar în special zic eu parcă asta pe care v-am pus-o aici în poză are și nuanțe mate și nuanțe și de fade și am înțeles că sunt palete calitative, pigmentate, practic sunt pigmenți presați și aș vrea foarte mult ca anul acesta să aduc în colecția mea și o paletă de la Juvia's. Mai departe, un produs de la St. Moritz și acesta este tot un autobronzant, Instant Self Tanning Mousse. Mi-ar plăcea să încerc pentru că, na, v-am zis, vreau să mă axez un pic mai mult pe produsele de autobronzare și pe acesta l-am văzut recomandat prin grupuri. Dacă nu mă înșel, în grupul în care se recomandă grupul de fani produse The Ordinary. Ceva de genul ăsta, pentru că sunt și eu pe acolo prin grup. Bun, ar mai fi aici un ulei de machian de la Uriaj. Pe acesta l-aveam practic în lista mea de dorințe dinainte să-mi cumpăr produsul uleios de la Yves Rocher, pe care l-am recomandat de la Ana Maria Pesclevei. Salutare, Ana! Și am să vă las, bineînțeles, canalul Anei în bara de descriere și vă invit acolo pe canalul ei să vă abonați. Și am spuneam ceva de uleiul ăsta de la Uriaș, ea spunea că nu știe nimic despre el, că nu l-a avut, nu l-a testat, însă mi l-a recomandat pe cea de la Yves Rocher, cu care mă împac foarte bine, mi se pare minunat. Iar uleiul ăsta Uriaș este și el recomandat în grupul cu produse The Ordinary, ca fiind un produs prietenos cu tenul, care nu este non-comedogenic și toate recomandările astea bune. Dar la un moment dat am văzut, nu mai știu, tot așa, am citit pe undeva, la o recenzie sau ceva, în fine, nu mi-aduc aminte, și spune acolo o tipă faptul că, într-adevăr, este un produs bun, demachează bine tenul, însă are un miros urât. El, practic, este un ulei fără miros, nu are parfum și probabil că, pur și simplu, mirosul ăla de ulei nu i-a plăcut ei. Asta nu înseamnă că nu o să mi se potrivească mie, pentru că eu nu sunt neapărat așa de pretențioasă când vine vorba de produse, adică atât timp cât pentru mine produsul respectiv are rezultatul pe care trebuie să-l aibă, zic eu că pot trece foarte ușor peste miros, atât timp cât acel produs nici măcar nu rămâne pe fața mea, adică doar mă ajută să îndepărtez machiajul, după care îl spăl, adică mirosul va dispărea după, dar vedem, rămâne de văzut. Acum eu v-am zis, mă înțeleg foarte bine cu produsul de la Yves Rocher. Sunt acum la prima sticluță, care e cam pe terminate, cred că mai am cam atât în sticluță și voi trece, bineînțeles, la sticluța a doua, pentru că mi-am cumpărat atunci două recipiente. În următoarea poză sunt produse de la CeraVe, CeraVe, mă rog, CeraVe, spuneți-i cum vreți, din care eu deja mi-am achiziționat această primă loțiune din partea stângă a pozei, Moisturizing Lotion, cu care mă înțeleg foarte bine și o folosesc în fiecare zi, o folosesc și dimineața și seara și nu știu, îmi pare că parcă tenul meu arată mai bine ca niciodată, nu doar prin prisma acestui produs, dar tind să cred că și acest produs are acolo o însemnătate destul de mare și mai am tot de la CeraVe acea cremă de curățare a feței, varianta pe verde, la fel am să vă las tot așa o poză aici în cazul în care nu știu despre ce vorbesc, pe care o folosesc dimineața pentru a-mi spăla tenul și la pe la aceea îmi place foarte, foarte mult. Așa că de aceea
aș vrea ca la un moment dat să mai cumpăr pentru colecția mea de îngrijire a tenului produse de la CeraVe, pentru că îmi priesc foarte bine. Ar mai fi aici tot un fond de ten pe care l-am văzut recomandat în acel grup The Ordinary și ar fi tot un fond de ten de la Maybelline Dream Satin BB, mă rog, un beauty balm, un BB cream. Și n-am, acesta la fel rămâne și el cu semnul întrebării, pentru că dacă vreau să-mi achiziționez acel fond de ten tot de la Maybelline Urban Dream, parcă nu ar mai trebui să-mi cumpăr și minunea asta, na, rămâne de văzut. Așa, și mai avem tot pe acel grup recomandat această cremă de la Bioderma, dar nu e tot una cu cea pe care v-am arătat-o la început, pe care am văzut-o la Cristina Cioabă, adică cel puțin așa pare. Asta zice că e un tinted BB cream, celălalt era tot altceva. Acum nu știu dacă e același produs, e descris altfel, habar n-am, dar este recomandat acolo pentru că nu are parfum, nu conține parabene, este hipoalergenic și non-comedogenic. Acum, na, rămâne de văzut. Ce mai avem noi aici? Aici, e categoria grea, ca să zic așa, din lista mea de dorințe și ar fi aceste perle meteorit de la Guerlain, perle faciale pentru tonifiere, pe care le-am văzut de foarte multe ori prezentate, utilizate și recomandate de Ana Maria Tătucu de pe canalul Beauty Barometer. Vă invit acolo să mergeți și să vedeți ce produse frumoase prezintă și Ana și ce recomandări bune are pentru noi. Așa că suspin după produsele astea, chiar suspin de la Guerlain, pentru că știu că sunt foarte bune. La fel mai este un fond de ten de la Guerlain Lingerie de Peau, parcă așa se numește, și acela Lingerie de Peau, mă rog. Așa, ar mai fi în continuare această paletă de la Makeup Revolution pe care am văzut-o la Cassandra. Am să vă las la fel și pentru ea canalul în lista de în bara de descriere și am să vă las și o poză aici cu canalul ei. Ea și-a cumpărat această paletă de pe 1001 Cosmetice și spune că e foarte bună pentru că poți crea diverse machiaje cu ea, o poți folosi. Ea este de fapt o paletă pentru contur cu produse cremoase, ca să înțelegeți despre ce este vorba. Nu știu, pe cât de mult mi-a plăcut să o văd pe ea folosind această paletă pentru controarea feței, după aceea asta să mă gândesc totuși cam cât de des aș folosi eu această paletă pentru tenul meu. Nu știu, și având în vedere că sunt produse cremoase, nu le poți păstra o perioadă îndelungată, adică nu e ca și cum aș avea o paletă de farduri pentru ten pe care o poți păstra mulți ani de zile, atât timp cât o păstrezi în condiții de ok, cu de temperatură, de lumină și așa mai departe, și să ai grijă să nu-și schimbe textura, mirosul și așa mai departe. Atunci când vine vorba de o paletă cu produse cremoase, treaba e cam tricky așa, și chiar dacă ea nu costă foarte mult, de exemplu aici pe site-ul de la 1001 Cosmetici costă doar 39 de lei, rămân în dubii dacă o să mi-o achiziționez sau nu, dar îmi place, îmi surâde de ideea de a-mi face machiajul feței cu produse cremoase pe care după aceea să le fixez, dar ar da un aspect mult mai natural și mai frumos pielii, zic eu. Cu toate că și azi bănuiesc că va fi postat înainte acestui clip un clip cu un tutorial de machiaj în care mi-aplic produsele pe față în ordine alfabetică, iar tenul arată destul de bine, cu un aspect de airbrush foarte, foarte frumos. Dar, na, rămâne de văzut în privința acestui produs. Așa. Ar mai fi aici tot un produs pe care l-am văzut recomandat la Ana Maria Tătucu și ar fi o cremă hidratantă cu, să vedem aici, cu acezi Omega 369 Omega Plus Complex Moisturizer de la Paula's Choice, care este indicat pentru un ten sensibil, cu roșeață, un ten deshidratat. Așa, tot de la Paula's Choice ar fi un ser cu niacinamide booster, care are efect anti-aging, este împotriva polilor dilatați, a petrelor, a melasmei, ridurilor, dar, mă rog, vedem.
Am văzut că, în general, produsele astea care conțin niacinamide pot crea o reacție a tenului, în care tenul face poșuri și parcă, nu știu, adică cam ar fi reacția de început, în momentul în care tenul se obișnuiește cu tipul ăsta de produse. Acum, trebuie să vă spun și eu că am început să folosesc acea loțiune pentru ten și crema de curățare de la CeraVe, pentru că și ele au niacinamide. Parcă am văzut în primele 3 săptămâni așa o reacție ușoară a tenului. După cum vedeți, acum nu am nimic, dar acum nu știu dacă e pe motiv că am început să folosesc acele produse sau alte motive, nu știu care ar mai putea fi, dar nu pot să arunc vina doar într-o singură direcție. Și ar mai fi aici și acest tratament pentru noapte de la Estée Lauder, Estée Lauder Advanced Night Repair, și acesta știu că este foarte lăudat și ridicat în slăvi de toată lumea. Acum eu nu l-am avut nici măcar într-o variantă mini, ca să-mi dau așa cu părerea, să spun, băi, dă, nu dă rezultate, adică n-aș vrea să mă trezesc că mi-l cumpăr și după asta să văd că nu e totuși chiar atât de wow pe cât laudă lumea, dar na, știți cum e, 50-50 cu asta, că el poate practic să fie un produs foarte bun, dar dacă mie nu se potrivește, na, rămâne de văzut. Și mai avem aici un produs care mi se pare genial. Eu l-am primit într-o variantă mică de la Look Fantastic, Real Chemistry Luminous 3 Minute Peel. Este un peeling chimic pentru ten care îți lasă fața, nu știu cum să vă spun, fundul de bebeluș e pantalon scurt, deci îți lasă un ten absolut super. Produsul ăsta se folosește, să zic așa, o dată la o săptămână, două. Nu se face abuz de acest produs. În schimb, tenul îți arată cel puțin o săptămână absolut, absolut minunat. Eu ultima dată l-am folosit, azi este marți, iar eu l-am folosit vineri. Și îmi place foarte mult cum arată tenul. Eu, care de obicei câteodată aveam cojițe dintre alea descoamate, pentru că am, cel puțin în sezonul rece, tenul meu tinde spre uscat și mi se mai făceau cojițe, nici vorba de așa ceva, și îmi doresc din suflet, chiar dacă este un produs scump, să mi-l cumpăr, pentru că oricum nu se folosește o cantitate foarte mare și nici nu se folosește foarte des, ca să zic că îl termin repede, și e absolut minunat. Fetele care l-au primit și ele în cutiuța de la Look Fantastic pot să confirme și el același lucru, în special Natalia Constantin. Salut, Natalia! Am să vă las linkul spre canalul Nataliei aici în bara de descriere, să mergeți acolo să vedeți și clipurile ei. Dar și ea are abonament la Look Fantastic și ei i-a plăcut extrem de mult acest produs și l-a avut ca la fel ca și mine în clip de favorite. Ar mai fi de la Pixi Skin Treatments, acest tonic cu acid glicolic, aloe vera și ginseng. La fel, este un produs pe care l-am văzut foarte lăudat, însă la fel e un pic tricky, pentru că la urmă urmei tenul meu nu este nici acneic, nu este nici gras și parcă, nu știu, ar putea să-mi agreseze, de exemplu, tenul și să mi-l facă mai sensibil și mai iritat. Ce trebuie să știți voi este că în momentul în care folosiți acizi de tipul acesta pentru tenul vostru, este indicat să-i folosiți seara, iar a doua zi să folosiți obligatoriu o primă protecție solară, ca să nu vă ardeți tenul. Așa, bineînțeles, crema pentru ochi de la Kiehl's cu avocado, pe care și pe aceasta am văzut-o de multe ori lăudată, contraziceți-mă voi dacă nu e așa. Sau poate, nu știu, în ultima vreme s-au cam domolit treburile așa cu crema aceasta. La fel, este un produs destul de scump, dar despre care lumea zice că și-ar merita banii. Așa. Și evident, produsele Jorzac, pe care și pe ele le-am văzut la fel de lăudate și sunt convinsă că, într-adevăr, sunt calitative așa precum se aude. Și am un plan ca anul acesta să-mi cumpăr și eu măcar unul, două produse de la ei, ca să le încerc. Nu m-am gândit în mod special la un produs anume, însă așa, ca și notă informativă, îmi doresc să-mi cumpăr produse Jonzac anul acesta. Bineînțeles, nu puteam să nu am în listă și eu produse de la The Ordinary,
Ar fi aici serul cu niacinamide și zinc, cu toate că v-am zis, parcă nu simt că am nevoie de așa ceva. Serul cu cafeină, eu îl am pe cel de la Revox, de exemplu, pe care îl folosesc cu succes, spun eu. Dar am să revin la un moment dat, vreau așa după 3 luni de utilizare să vin și eu în fața voastră să fac un review a celor produse de la Revox, pentru că nu ai cum să te dai de 2-3 ore săptămână și să îți stai cu părerea despre un produs. Cel puțin asta e punctul meu de vedere. Încă un produs ce nu putea lipsi din lista mea de dorințe este pudra liberă de la Laura Mercier, pe care la fel sunt așa într-o mare dilemă. Eu fiind persoana care nu folosește pudră, dar na, nu știu, doar pentru că vedem atât de mult prezentate, băgate în față, reclamă, lăudate anumite produse, la nivel inconștient bănuiesc că ne face și pe noi să ne dorim produsul respectiv și cred că asta s-a întâmplat și la mine. Dar, na, nu știu, aș vrea măcar să încerc într-o variantă mini, ca să știți voi vorba aia din străbuni, ca să nu mor proastă, să nu zic că n-am testat și eu Laura Mercier, dar, mă rog, bun. Acum am ajuns la ultimul produs din listă și este vorba despre aceste iluminatoare de la Maybelline, pe care eu nu le-am văzut în magazin, sau mă rog, poate ele au fost la un moment dat. Face Studio Chrome Extreme Intense Metallic Highlighter. Le-am văzut pe acestea foarte lăudate pe grupurile de make-up. Pe YouTube mai puțin, nu le-am văzut așa de tare, însă se spun că sunt foarte calitative, că, mă rog, dar acum, cum să vă zic, eu am suficiente iluminatoare, ca să zic așa, în colecția mea de machiaj, nu știu dacă ar mai trebui neapărat să mai cumpăr și altele sau să-mi cumpăr doar așa de dragul de a testa și de a vă spune vouă cum mi s-au părut produsele respective, însă, na, eu am căutat să le găsesc online, pe Notinul nu le-am găsit, singurul loc în care le-am găsit a fost Amazonul, dar erau la niște prețuri, wow, wow, wow. Dar, mă rog, poate la un moment dat o să se mai liniștească prețurile sau bănuiesc că se vând la prețuri atât de ridicate pentru că nu se mai găsesc în magazine, habar nu am, dar, nu știu, nu e ca și cum am să mă testez foarte tare dacă nu o să ajung să testez aceste produse. Bun, acestea sunt produsele mele din wishlist. Eu sper că v-a plăcut acest clip și, nu știu, să vă fac așa o impresie, nu știu, pur și simplu așa să vă uitați de distracție, să vedeți cam ce își mai doresc alții să își cumpere. Dacă aveți vreo unul dintre produsele pe care eu vi le-am prezentat astăzi, pe care mi le doresc, și aș vrea să veniți în comentarii să-mi spuneți care este părerea voastră despre acele produse, dacă voi le-ați încercat, le-ați testat, vă plac, nu vă plac, vi se potrivesc, aș vrea să știu și părerea voastră, pentru că, bineînțeles, părerea voastră contează foarte mult pentru mine de fiecare dată. Așa, și eu știu, poate aveți recomandări de alte produse, poate aveți cu tot și cu totul alte produse pe care eu nu le am sau nu le-ați văzut până acum la mine că le-am folosit și să-mi recomandați diverse, nu știu, poate la un moment dat am să ajung să-mi și cumpăr produsele respective și să vă spun care este părerea mea despre ele și cred că ar fi interesant la un moment dat să încep să-mi cumpăr produse care sunt preferatele voastre, pe care voi le aveți în colecție și le folosiți cu mare drag, ca să văd și eu dacă mi s-ar potrivi și mie. Așa că, dacă v-a plăcut acest clip, vă rog să-mi arătați cu un like, bineînțeles, noi o să ne revedem la un nou clip tot aici la mine pe canal. Vă invit cu mare drag să vă abonați, dacă ați făcut-o deja, vă mulțumesc din suflet și până data viitoare eu vă pup și aveți grijă de voi! Pa!